dacă admitem că este influențat cumva politic sau sunt influențați cumva politic unii membri ai guvernului, de unde vin aceste influențe? Dintr-o singură tabără, dintr-un singur partid, din mai multe partide? Eu câteodată am impresia că tentative de a influența anumiți membri ai cabinetului de ministri vin din diferite direcții. Și bunoară, chiar eu m-am pomenit la un moment dat pe un subiect anume, nu o să-l dau acum, nu o să-l fac public, dar asupra unui subiect am simțit presiuni enorme din toate taberele politice, începând de la stânga, terminând cu dreapta. Care-i subiectul? Că ne-ați făcut foarte curioși. Și am fost nevoit să opun rezistență tuturor acestor presiuni din simplu motiv că, domnule, nu venea să cred. Dar ce subiect era asta? A fost un subiect care, surprinzător pentru mine, a fost un consensual pentru tot eșichierul politic din Republica Moldova, pentru toate partidele care sunt, practic, în țara noastră. Legat de ce, domnule? Calitatea asfaltului. Poftim? Standardul european al asfaltului. Așa, și asta a trezit... Al amestecului de asfalt. Și asta a trezit... Da, și m-am pomenit cu o presiune, și atât din stânga cât și din dreapta, de la toate partidele, repet, cerând ca guvernul interimar să impună un moratoriu la aplicarea acestor standarde europene care au intrat în vigoare la 1 ianuarie anul curent. Doamne, să vă explicați care e motivul pentru care există atâta sensibilitate la calitatea asfaltului în partidele politice? Evident, e lobismul aplicat de companiile de producătoare de asfalt, de amestecul de asfalt. Și de unde au venit presiunile? Ziceți că de mai mulți, nu e discriminați pe niciunul, dacă spuneți mai mulți, îi vizați pe mai mulți. Da, și de la PAS, și de la PSRM, și de la Platforma DA, și de la alte partide. Adică, deci aveau pretenții ca să opriți moratoriu? Da, cu solicitări ca guvernul ăsta interimar să adopte o hotărâre de guvern prin care să fie amânată perioada de aplicare a noilor standarde europene, repet, intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie. Cum se făceau aceste presiuni? Vă sunau pe dumneavoastră personal, da, cei de acolo? Da. Deputați sau cine, da, vă suna? Și deputați, acum nu o să dau nume. Da. Dar preponderent, da, deputați. Am înțeles. Dar în cazul miniștrilor? Eu nu exclud că fiecare ministru, în funcție de domeniul lor de responsabilitate, s-ar putea să fie supuș unor presiuni de același gen. Dar vi s-a plâns sau v-a spus vreun ministru despre faptul că este telefonat, sunt cazuri, contactat? Sunt cazuri, da. Vă spun cazuri. Că îi contactează deputat și sau, încearcă? Sau un partid sau celălalt partid. Deci se încearcă... Adică sau un partid sau celălalt, sau PSRM sau PAS, sau care? Guvernul, nu, sunt mai multe partide care intenționează să participe în scrutinul parlamentar anticipat. Și care problema este că fiecare partid politic încearcă să încerce marea cu degetul în tentativa de a soluționa anumite probleme în favoarea sa sau în defavoarea unor altor grupări politice. Deci, noi vorbim despre grupări politice sau despre grupări de interese economice. În ceea ce privește, cazul concret care vi l-am povestit astăzi în emisiune cu amestecul de asfalt care, repet, noile standarde europene au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie curent, dar atenție, hotărârea de guvern care a obligat producătorii să se conformeze la standardul european a fost din 2016. Adică a existat un timp și în care 2016 trebuia să se... s-a tot amânat și s-a amânat periodic intrarea în vigoare a acestor standarde. Acum, ultima amânare a fost, dacă nu mă înșel, în vara anului trecut, făcându-se amânarea prin hotărâre de guvern că se amână aplicarea acestor standarde până la 31 decembrie 2020. Da. Între timp cade guvernul Chicu, trece 31 decembrie, automat intră în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2021, deja noile standarde europene în ceea ce privește calitatea amestecului de asfalt. Și aici s-a început presiunea asta, pentru că vă explic care a fost. Foarte multe companii nici nu au investit bani în modernizare. E adevărat. Și acum știu că există posibilitatea că nu au cum să-și onoreze contractele câștigate. Nu pot să ofere... Pentru a câștiga contracte, mai au încă de câștigat și licitațiile. Nu pot onora contractele deja câștigate. Nu, contractele deja câștigate pot continua să fie realizate în baza standardelor în care am înțeles. Este vorba despre contractele care au fost licitate începând cu 1 ianuarie anul curent. Da. Și aici vă dați seama că sunt interese și interese. Da, pentru că sunt și companii. Și de-aia m-am mirat cât de larg este spectrul reprezentanților politici care încearcă să promoveze aceste interese. Sau cum pot agenții economici să bată la diferite uși politice.